De noi este Cristian Popescu Piedone, candidatul pentru funcția de primar general. Mulțumesc, domnule Piedone, pentru intervenție. Vreau să vi prezint și pe invitații de la această oră. Senatorul Daniel Zamfir, mulțumesc. Bună seara. Profesorul Anton Hader, generalul Cristian Barbu, mulțumesc. Și Diana Stoica de la USR, mulțumesc. Bună seara. Încep cu dumneavoastră, domnule Piedone, domnule primar. V-a cumpărat Cătălin Cârstoiu tăria lui Cătălin, a zis că o să vă dea acest cadou. Vorbim despre o țuică, o palincă, se numește așa, tăria lui Cătălin. Cum îi răspunde sau ce cadou vă gândiți să-i dați în schimb? Da, bună seara dumneavoastră și distinșilor invitați. Nu mă gândesc să fac un schimb de cadouri cu domnul Cârstoiu. Dacă el mi-a dat palinca, o da proste. Nu o să o primesc, dar pot să-i dau tăria de caracter a lui Piedone, că tot e o tărie și nu trebuie să o bea, trebuie să o aibă. Nu prea are așa ceva. Domnule primar, de ce v-ați dus astăzi în piață și ați ales să mergeți și cu o icoană, cu icoana Sfântului Gheorghe alături de dumneavoastră? Am văzut, ați făcut baie de mulțime acolo, v-a adulat lumea, dar de ce ați făcut acest gest astăzi? Din prima zi, fiecare are strategului, șefului de campanie. Eu sunt și strategul și șeful meu de campanie. Așa am considerat și din prima zi, astăzi când am ieșit, am ieșit de fapt de ieri, dar de astăzi și până în ultima zi a campaniei, merg cu Dumnezeu înainte și cu biruitorul balaurilor, Sfântul Gheorghe, balaurii politici care au acaparat administrația să facă politică, dar să facă politică la nivelul lor, al intelectualităților, pentru România. Politica este pentru guvern, pentru parlament, senat, deputat și pentru președinte. Cine sunt balaurii politici? Pe noi administratorii. Domnule primar, cine sunt balaurii politici? Cu nume și prenume, cine ar fi ei? Am vorbit la plural și nu îmi dau nume, că am și așa 1001 de nopți la fel de pline cu 1001 de dușmani. Nu e problemă de acest lucru. Eu merg mai departe. Spuneați, am văzut în prezentarea dumneavoastră dacă mă retrag. Eu nu sunt nebun. Nu am nici cum să mă retrag. Merg cu Dumnezeu înainte. Există? Și această icoană este din prima zi și va fi până în ultima zi. Iar în ultima zi, după ce voi ieși primar general, va fi primul lucru care îl voi pune în biroul din primăria capitale. Această icoană sfântă. V-au mai cerut să vă retrageți? Că spuneați, domnule primar, că primeați tot felul de mesaje, de telefoane. Deja nu mai mă interesează. Am telefoanele lăsate doar pentru câțiva prieteni și dacă mă sună distinsa presă. În rest, nu ascult, nu mă interesează. Merg înainte. Cum v-am spus, cutia mea de viteze de la mașină i-a fost scos manșalierul, iar oglindele retrovizoare sunt rupte și ele. Merg doar înainte. Domnule primar, aveți vreun scenariu în aceste momente, în mintea dumneavoastră, în sufletul dumneavoastră, în care aveți varianta asta a retragerii din cursa pentru primărie sau lucrurile sunt 100% stabilite, decizia este 100% luată și nu mai dați înapoi? Nu pot, zic tatăl nostru în fiecare zi, să spun la sfârșit că nu mă retrag. Păi v-am spus și nu mă retrag, orice s-ar întâmpla, nu mă retrag. Dar n-are ce să se întâmple, Ce poate să facă? Ce se întâmplă? Să ia recreație puțin, să redăm cetățenilor, nu politicului, administrația, iar politicul să facă politică, dincolo de administrație. Cum le răspundeți celor care spun că vreți să-l puneți pe fiul dumneavoastră primar la sectorul 5? M-ați întrebat cu nume și prenume să vă dau nume de politician. Da. V-aș întreba și eu nume și prenume care a spus lucrul ăsta. Să văd dacă voi fi ironic sau voi fi corect. Spun oponenții dumneavoastră politici. Păi mi-a spus acolo că domnul Cătălin Cristoiu ar fi zis lucrul ăsta. Așa ați prezentat în material. Dacă e pentru domnul Cătălin Cristoiu, dacă a zis domnul Cătălin Cristoiu acest lucru, îmi pare rău că nu am 6 copii, că atunci nu mai își făceau problema alianța pe cine să pună candidați.
Mai există... Pe ironie și recunosc. Senatorul Zamfir vrea să vă zică ceva. Vă rog, domnule Zamfir. Nu. Ați spus dumneavoastră că e ironie și atunci m-am oprit. Că mă gândesc că nu. Numai Sule mai magnific nu mai făcea de-asta și de-aia, nu cred. Nu. Am spus că este ironie, dar este ironia cu care, cu această ironie, m-a jignit și domnul profesor Cristoiu. Domnule primar, există această controversă cu privire la averea lui Cătălin Cârstoiu, că nu este la vedere toată averea dânsului, că are foarte multe proprietăți și o să-i rog pe colegii noștri să ne dea pe ecran, are mașini de lux, are penthouse. V-aș ruga să nu mă băgați într-un subiect care nu mi-aparține și nu vreau să comentez. Vă întreb despre ceea ce vă implică și pe dumneavoastră. Fiecare cu bucătăria lui și cu ce a făcut în viață. Deci fiecare să fie responsabil de el. Nu comentez acest subiect.